Bună seara! Bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru în Dodi. Astăzi continuăm cu drumul către servitutea al lui Friedrich August von Hayek. Capitolele 3 și 4. Individualism și colectivitate și inevitabilitatea planificării. Da. Și colectivism, da. Înainte să începem de capitol, o să vă rog și eu să dați un like, un share, un subscribe. Ne găsiți în descriere, hai că v-ați obișnuit deja, link-uri către unde mai suntem pe net. Și de asemenea ne puteți suporta mai bine, sau invers, ne faceți pe noi să suportăm mai bine dacă accesați și link-urile de Crypto și Patreon. Capitolul 3 începe cu un citat interesant legat de socialiști. Eli Halevi, cred că se citește numele autorului acestui citat, și spune așa: socialiștii au în minte două lucruri contradictorii și pe care le prețuiesc în mod egal, și anume libertatea și organizarea. El spune așa, poate contradictorii, dar eu zic că sunt contradictorii. Adică nu poți să organizezi organizarea dacă e să o privești top-down, dacă e să o privești ca unealtă de structurare a relațiilor poate umane. Poate voluntară, nu trebuie să fie voluntară, voluntară dacă e nu poți prezice. Da, nu poți să vezi. Deci, dar organizezi într-o firmă. Ai organizare. Poate fi și top-down, că ai unul care îți dă viziune. Nu, acolo este organizare legitimă, dar nu e vorba de libertate acolo. Adică nu poți să te apuci tu să zici am libertatea în firma asta de software să mă apuc să sădesc pătrunjel. Că cred că așa vom câștiga mai mulți bani. Nu, libertatea în sensul că ai contract voluntar, organizare în sensul că e o organizație. Organizate lucrurile acolo. Știi, ăla se ocupă de nu știu ce, ăla e la departamentul. Cred că e important pentru interpretarea citatului să ne gândim la ținta lui și anume societatea. Așa are dreptate, dacă te organizau ei comuniștii, se ocupau ei și ai un conflict. Dar altfel nu, n-ai în mod necesar un conflict. Bine, mă gândeam la, când citi Gabi, mă gândeam la aia lui Lenin, ce e comunismul sau socialismul, puterea sovietelor plus electrificare. Da. Și Hayek încearcă să elimine o confuzie pe care o bănuiește în cititorii cărții lui, și anume această confuzie despre ce înseamnă socialismul. Unii au în minte socialismul ca fiind ceva ce ține de scop, de ținta pe care o imprimă societatea oamenilor. Dom'le, egalitate, justiție socială, numai lucruri bune, prosperitate, securitate și așa mai departe. Dar foarte puțin se pune accentul pe modalitatea de a ajunge către aceste ținte. Și această modalitate contrazice în mare parte această țintă. E vorba despre o impunere coercitivă și o modelare a societății dintr-un punct central, da? Printr-o planificare. Și numai așa, spun socialiștii, că putem ajunge să atingem idealul. Vorba de abolirea mijloacelor de producție private și de crearea unei economii planificate de sus în jos. Deci asta era vorba. Iar confuzia nu era neapărat numai între cititorii lui, deși putem să spunem că erau publicul țintă, dar era pe toată lumea. Da. Și a zice că în mare parte confuzia ajunge să fie, cum să spun, manifestată și astăzi. Nu e, nu, na,
Din păcate, cartea în sine n-a reușit să facă minunea sperată și anume să fac mai clar pentru oameni și să dizolve această confuzie. Că și astăzi tot la fel. Vine un prostovan de ăsta tânăr, sunt socialist. Păi de ce? Păi vreau să fie lumea egală. Bine, așa. Deci vrei să colectivizăm agricultura. O parte dintre ei o să spună nu. Alții se apucă, spune, sunt socialist. De ce? Păi vreau să colectivizăm agricultura. Sunt unii care sunt marxiști și astăzi. Ideea e că zice de taxare și de asta vreau politici redistributive de ajutorare a săracilor, știi? Adică nu ignor atât de mult mijloacele, știi, pe cât da. Credeau Gabi și Hayek. O să vezi că dacă lei la întrebări, ok. A, dar nu, dar Hayek e... Nu e, cel puțin din capitolul ăsta, nu pare să fie neapărat împotriva redistribuției veniturilor prin taxare sau a programelor de social welfare. El nu le consideră pe astea a fi neapărat sociale, reprezentative pentru socialism. Deci, e o discuție dacă îl poți apăra. Încă n-am ajuns acolo, dar hai să intră încă, ne întoarcem și în asta. Că un răspuns poate fi... Deci, după interpretarea lui Hooper, și hai, pășește pe acest drum către servitudine. Hai, însuși e. De ce? Că vrea protecție socială, vrea tot felul de chestii. Limitarea orelor de lucru. Deci asta nu e o chestie liberală sub nicio formă. Limitarea orelor de lucru. Asta se decide voluntar între patroni și muncitori. Deci nu limitează statul. Sau protecție socială extinsă, zice Hayek. Și o interpretare poate fi asta, că n-a fost atât de liberal, că e un social-democrat temperat. Și asta e interpretarea. Alta poate fi în favoarea lui că el vrea să facă loc pentru... Doamne, ce înseamnă capitalism? De exemplu, pentru Mises, socialismul însemna că tu numai... Că sunt socializați factorii de producție, știi? Dacă ai o comunitate și ei au bursă, deci ai piețe de capital, e capitalism. Chiar dacă mai ai niște intervenționisme pe acolo. Da. Deci așa le-ai putea apăra. Că uite, chiar dacă ai protecție extinsă și nu știu ce, sistemul e social-democrația pe care o știm, e cam capitalism. Ceva de gen. Grosomodo, e capitalism. Da, e de. Aici depinde. În favoarea primei interpretări, poate fi că nu, el chiar vrea chestiile alea. Bine. Chiar vrea chestiile alea și le vede ca fiind compatibile. El e încă și mai, și mai caritabil cu ei, spune că, deci pe lângă faptul că împarte socialiștii în două, că sunt aia care se identifică socialiști, dar nu își doresc mijloacele socialismului. Și ăia care își doresc și mijloacele socialismului și de asta se identifică drept socialiști, zice că mai e și o categorie care își doresc scopurile socialismului, dar nu se identifică drept socialiști pentru că identifică socialismul cu mijloacele respective. Adică cumva sunt oameni care nu se numesc socialiști, dar care și-ar dori să ajungem la o stare socialistă. Eu la scenariu că au mijloacele, uite să luăm nazismul, mijloacele sunt coercitive, dar scopurile n-ar fi socialiste. Dacă tu asociezi socialismul cu venituri egale și nu știu, nații n-ar fi ceva de genul ăsta. Nazismul e erarhic, știi, e militaros, de cum e... Și Hayek sugerează ceva de genul să folosim socialism pentru... să folosim colectivism. Da. Colectivism și pentru unii și pentru alții, pentru naziști și pentru comuniști. Să zicem socialiști doar comuniștilor, pentru că la ei ai venituri egale și nu știu ce. E așa, înțeles? Înțelegi? Deci partea, de exemplu, despre naziști n-aș zice că sunt... tot ce ai spus până la ultimul. Mi se pare că ultima parte n-o spune. Într-adevăr face în capitolul ăsta, pentru că, mă rog, întâi expune problema, iată câte confuzii sunt în jurul termenului de socialism. De fapt, discuția în sine ar trebui să fie, asta e teza lui, ar trebui să fie individualism, care e o piatra fundamentală a vechiului liberalism, versus colectivism.
Toate formele. Da, luați-le toate. Nu, așa îl văd, că el ar fi zis socialist, sunt ăștia cu egalitate, cu nu știu cred ce. Că e relevant. În timp ce naziștii, da, pentru noi ca libertate e relevant, deci tot un drag. Cum zicea Rodba, nu mă interesează că ea poartă uniformă și aia că au altceva. Așa, dar poartă salopete, să zicem, e irrelevant. De, nu, cred că e irrelevant pentru că el bate destul de multă apă pe socialismul care și are originile germane și nu cred că i-ar considera pe naziști că nu sunt socialiști. Nu știu, dacă dăm peste termenul ăsta dacă dăm peste propoziția asta în carte, sunt dispus să schimb părerea. Poate am trecut peste ea fără să-mi dau seama. Sau nu e coerent. Nici asta nu trebuie să înțelegi. Spiritul cărții e că sunt socialiști. Sau spiritul, nu, și literar, știi? Da. Către socialiști din toate partidele. Deci toți ăștia care vor planificare centralizată sunt socialiști. Însă nuanța de aici din text, eu la asta m-am gândit. Ar spune că sunt colectiviști și socialiști ar fi doar socialiști utopici, Marx, nu știu cine. Da. Asta înțeleg. Zic că îi bagă și pe, de exemplu, pe înainte de socialism și capitalism, istoriciștii ăștia vorbeau faptul că înainte erau feudalism, era feudalismul, care și era un fel de colectivism, pentru că se lua de la săraci și se dădea la o altă clasă numită aristocrație. Așa. Și deși aceia erau colectiviști, pentru că ei nu pun în centru individul. Dacă e în vedere mijloacele. Repet, dacă e în vedere mijloacele. Da. A? De exemplu, Mises stă ierpe de macarana. El zice, discuția nu este despre scopuri, discuția despre mijloace. Cum faci chestia aia? Că așa poți avea un libertarian care să zică, domnule, vreau, într-adevăr, pentru a să fie cât mai egal distribuit. Dar întrucât piața liberă face chestia asta, sau face mai bine decât așa, uite, vreau chestia asta. Sau să luăm principiile lui Ross. Libertate maximă pentru toți și inegalitățile să fie în favoarea celor mai dezavantajați. Păi ce filozofie e compatibilă cu asta? Libertarianism, știi? Dacă e socialdemocrația, în mod clar nu-ți bifează prima, nu-ți o bifează nici pe a doua, prin comparație cu libertarianism. Tu nu ai problemă cu scopurile, știi? O altă confuzie care apare mai ales între socialiști, când se ceartă în diverse reviste, este aceea că socialiștii care repudiază mijloacele înseamnă că ei sunt împotriva țintelor, obiectivelor socialismului. E discuția, el o numește, știi, o confuzie, dar de fapt renegarea socialiștilor care nu sunt de acord cu colectivizarea economiei. Da. Adică ei sunt, nu, că eu vreau să fie frăție și egalitate peste tot. Păi bun, atunci hai să colectivizăm agricultura. Băi, ești nebun? Nu vreau așa ceva. Vreau să facem voluntar în libertate, să înșe... de fapt nu ești socialist. Da, ești un hapsân? Din punctul meu de vedere, nu e. Ăla nu e socialist. Dacă vrea să fie tot voluntar, e libertarian. Nu, dar discuția era mai degrabă între socialdemocrație care vrea democratie și comuniști care vreau repede, hai să-i dăm să... Adică până vot sau până decret? Vrei să spui? Nu, dar ideea e că socialdemocrații, tot am zis asta de mii de ori, de secolul XIX sunt comuniști. Ei vor chestia aia. Da, diferența e că ei vor democratie și Marx vrea nedemocratic. Deci, în timp ce socialdemocrații de azi nu mai sunt. Sau nu au fost ăștia în ultimii 60 de ani, știi? Dar bune, să vedem. Ce ne aduce sezonul de alegeri din Statele Unite. Apropo de asta și de cât de democratici sunt, în planul Kamalei, nu știu dacă am ocazia să vorbim de asta în emisiune, în planul Kamalei a apărut taxarea pe unrealized gains. Pleacă bogății și din America. Nu există cuvinte de explicat. Nu, ce, că nu. Dacă am vorbit la... Nu e o taxă pe avere. Stai într-o casă care crește de la... Păi asta zic avere, ea n-a produs nimic. Nu e o taxă pe avere. Nu e o taxă pe avere. O taxă pe avere ar fi, să zicem, câți bani ai tu, evaluați, dai la stat o parte din ei pe an. Asta ar fi o taxă pe avere. Și ce ai? Asta nu e neapărat taxă pe avere pentru că e variabilă.
Deci, variația bogăției tale, ai 7 case, anul trecut a fost 2 milioane, acum sunt 3 milioane jumate, tu pe 1 milion jumate trebuie să plătești impozit. Sau, exemplu și mai simplu, fii atent. Am cumpărat 10 acțiuni de la Apple cu $10 acțiune. În total am dat $100 anul ăsta, da? Anul ăsta, la final, sunt $100 cu acțiunile mele. Perfect, nicio problemă. La anul, Apple duduie. Crește prețul pe acțiune, acțiunile mele ajung să valoreze $5,000. Asta înseamnă că eu pe $4,900 trebuie să plătesc taxe. Da? Anul viitor scade, ca să vezi distracție. Eu n-am făcut nimic, țin de acțiuni, dar am 4.900 de apreciere de capital nerealizată pe care trebuie să plătesc taxe. Să zicem că printr-o minune păstrez acțiunile. Anul ălalt, Apple cade în cap. Ajung acțiunile să valoreze iar $100. Da? Păi, foarte bine. Nu mai plătesc nicio taxă. Anul următor, iarăși merge bine lui Apple, iarăși se fac acțiunile $5,000, mai trebuie să mai plătesc taxă pe 4.900. Și tot așa. Și tot așa. Deși eu n-am făcut nimic decât am ținut de banii. Pui mâna, muncești, strângi bani. Pui mâna, poți să plătești taxe la stat, taxe. Că ești bogat. Ce ai zis? În programul ei? Sau? Da, e în programul ei. Legat de planificare, spune-l aici, domnule, planificarea este bună în viața unui om sau unui afacerist. El vorbește aici de planificarea... Da, e încă la capitolul confuzii. Da. Confuziile care se generează, da. Mai ales el ca economist zice, foarte bună planificarea. Fiecare își face un plan de afaceri și așa mai departe. Și limbajul popular, știi, că o critică asta nu are niciun plan, știi? Putare, știi, sau om fără plan, știi, sau... Ce vrei să-l alegi pe ăla? Nu are niciun plan, nu știe să facă nimic. A zis el că a promis că face ceva? Și el distinge aici între planul, să zicem, legat de planurile centrale ale elitelor, ale factorului politic. Noi facem un plan astfel încât să asigurăm un cadru de desfășurare a indivizilor, a business-urilor, a afacerilor lor, în modul în care își pot atinge potențialul maxim, sau intervenim prin controlul prețurilor și prin direcția în care trebuie să se desfășoare, să zicem, economia țării noastre, prin reglementări și alte politici. Bine, aici, socialiste. Aici tot nu iese. El ce încearcă să facă? Încearcă să explice că și ăsta e, cumva încearcă să o pună în limbajul zilei. Încearcă să spună, domne, și economia de piață e un plan. E un framework în interiorul căruia se desfășoară lucrurile. Dar de ce nu are picioare chestia asta? Pentru că te duci la omul de pe stradă și spui, there is a plan in place. Da, care e? Lasă-i pe toți să facă ce vor. Tu te urești, ce plan e ăsta? Adică acolo s-a terminat. Adică eu înțeleg ce încearcă el să spună aici și oarecum zice nu că planul... Dar să știi că nici el n-are asta mai tu, mai degrabă în vedere. Sunt de acord dacă e, sau uite, sau... Nu. Eliberez pe niște sclave, a avut un plan. E... Aici planul în sine e... Se gândea la miliardele de planuri, nu știu ce. Nu. Zice, planul este framework-ul de legi. Zice, partea de planificare. Ăla e planul. Facem un framework de legi care să permită piața liberă și, uite, iată planul. Și asta e ideea. Din nou, dacă te pui după aia și discuți de oameni, vor un plan pe economie, să știm ce facem, ce producem anul ăsta, ce... Uite, un exemplu, o intervenție și o fel, să dai direcția unei economii, a fost eliminarea impozitului la programatorii în România, da? Așa. De nu știu când este, domne, noi trebuie să fim o economie a viitorului în care digitalizarea și software-ul sunt... Da, acolo avea un plan. Da, e un plan, știi? Pe când, dacă nu subvenționezi sau nu elimini sau dai niște privilegii unei industrii,
Atunci, da, într-adevăr, stai și aștepți ordinea spontană să aibă loc. Hai să-ți spun ceva, că ăsta e un argument pe care l-am avut de nu știu câte ori. Așa. Și acum am ocazia să țin și partea cealaltă. Argumentul e că eu de obicei sunt pe partea asta. În momentul în care au zis taxe zero la programatori, n-aveau niciun plan. N-aveau niciun plan, pentru că, dar au profitat de faptul că nu i-a întrebat nimeni, cum îi întreba în dezbaterea aia, de unde acoperi gaura din buget. E? Pentru că în clipa în care, pentru că ăla e de fapt planul pe care vor să-l vadă cârcotașii atunci când vii să tai o taxă. Și ne-am ciondănit și la masa asta pe tema asta în trecut. Da? Poziția rotbardiană fiind separele. Separele că discuția e pierzătoare altfel. Discută despre libertate și despre eliberarea oamenilor de poveri și lasă-o pe discuția ailaltă. Răspunsul e să zici, păi, ok, să zici, păi, îți dau libertate, păi, prea puțin. Atât poți să-ți dau, dacă ți se pare puțin. Altă e să-ți spui, da, chiar nu știu ce o să vrea lumea, știi? Poate vrea banane, poate vrea portocale, de unde să știu? Vedem cu interacționează. Așa, nu pot să spun din capul locului. Și aici ar fi un avantaj al socialismului, că zice, da, fac 3 fabrici. Colo, două, colo, fac aia, fac aia. Exact. Și ne trezim cu o societate în care avem 5 modele de hanorac și pe stradă un om din 5 o să aibă unul din modelele alea. Modelele. Sau nu o să aibă mai decât, mă rog. Depinde. Depinde. Altă problemă a socialiștilor este că iau o imagine a viitorului. Da? Noi vrem să fim, să zicem, cea mai high-tech societate din lume. Sau vrem să fim asta a fost și la grânarul aici. Europei. Sau, nu știu, ceva. Asta a fost și la aici. Și atunci ei fac... societate bazată pe cunoaștere. Da, tot felul de... Și din cauza asta, ei... organizează după aceea societatea în felul ăsta. Dacă văd că nimeni în țara respectivă nu se duce pe industriile astea ale cunoașterii, păi o să înceapă ori să creeze ei de stat și iau prin taxe și creează ei, ori sunt ăștia mai 2-3 privați care au început firab să dezvolte ceva în direcția aia și îi subvenționează pe aia. Voi mai plătiți taxe. Voi ne vă subvenționează nu știu că ceva mai departe. Da, asta ar fi avantajul socialistului. Că el îți dă... El e pragmatic. În timp priceții nu știu. Știi? Nu. Da. Și asta pare aur, ce poziție slabă. Păi nu e o poziție slabă. E o poziție de modestie epistemică. Ca și cum unul spune ceva fi în anul 3000 și unul spune n-am de unde să știu ce va fi atunci. Și chiar și aici, uite, mic. Câte prune se vor consuma, nu știu, la nu știu de unde să știu. Da. De asemenea, lui se pare, domnule, ok, cadrul ăla, să zicem, doar o lege, domnule, respectați ordinea proprietății private, NAP, și încă vreo 2-3 și gata. Deci nu prea mai avem scopul, obiectul muncii, mare, noi ca politicieni, ca stat. Hai spune nu, din cauza faptului că economia modernă este din ce în ce mai complexă, apar lucruri noi pe care trebuie să le stabilim, ce e aia proprietate privată. Și de exemplu aici de patente, aceea, se pare că proprietatea intelectuală nu era așa de, să zicem, în ochii, vizibile în ochii publicului, dar patentele erau. Parcă și Einstein a lucrat înainte de primul război mondial la un birou de patente. Birou de patente. Era unul cu idee. Și deci patentul este o proprietate privată sau nu este? Trebuie să legiferăm? Sunt puține. Una e să normezi și zahărul din ceai. Una e două, trei chestii. Nu e. De asemenea, el vorbește aici de poluare. Da? Avem o fabrică care noxele ei se duceau dincolo de proprietatea, marginea proprietății acelei fabrici. Știi? Lucru care la timpul respectiv erau puse în discuții și trebuiau lămurite când se încalcă și cum se încalcă proprietatea privată și ce
retribuții. Nu prea, mie mi se pare că hai, dă copy-paste din Samuelson, știi, din discursul mainstream. Nu dă răspunsul austriac, ca să zic așa. A, păi, răspunsul austriac astea... îl dă Robert, 30 de ani mai târziu, poluarea nu face parte din piață. Știi? Uite, când ți se aduc contraexemple de astea, păi uite, ăla îl fraudează pe nu știu ce și uite, vezi piața? Păi da, dar fraudea nu face parte din piață. E ca și cum ai zice, da, dar există risc de viol și nu știu ce și piața liberă. Păi da, dar violul nu face parte. Piața e totalitatea relațiilor voluntare, știi? Alea ies din afara, se pun în afara partidului, cum ziceau, în aceste declarații. Păi nu, dar ideea este că Hayek zice că domai trebuie să intervină planificatorul central care să modeleze cadrul în care actanții păi, privați. Ăla era cadrul de legi la care se referea el. Da. Și nu știa și cum va fi. Dar argumentul lui e că niciun om rezonabil nu vrea zero stat. Da, zice la, un moment dat, zice la un moment dat în aceste capitole, într-adevăr, și ia foarte multe. Bine, eu acum aș spune în felul următor. Not an argument, știi? Sincer, nu cred că era libertarianismul așa de mult în vogă atunci, dar cred că el era oarecum temător de concluziile lui Molinari. Că dacă o ține pe direcția asta, păi poate fi foarte ușor atacat cu ideea, bă, tu vrei zero stat, ești anarhist, du-te de aici. Nu cred că nici nu era convins, nu cred că era ok, nu era la fel de curajos ca vreo, să zicem, că tot să facem psihologia personalității. Dar nu, e totuși un curajos, Hayek, știi, adică putea să-i fie mai bine decât i-a fost intrând da. Și la Ken și nu știu ce, și hai să fie bine și lăsă alți proștii să... Da, na, omul a fost de partea bună, să zic. O altă problemă pe care el o are și din cauza căreia probabil își imaginează că trebuie totuși un stat care să creeze cadrul, se referă la costurile sociale ale activităților umane. De aici ratează el cu mult. Și atunci, zice, trebuie. Deci e... Ce napoleare, bine, de fapt, cel puțin că până ajungem la asta, el încearcă reframing-ul discuției. Da? Zice, ok, ce se opune dacă discuția nu mai este despre liberalism versus socialism, că nu mai e populară discuția, pentru că discuția în termenii de atunci se purta între socialism și capitalism. Nu mai erau susținute fundamentele liberalismului și atunci el reframuiește discuția și spune ok, vorbim despre individualism versus colectivism. Asta e discuția. După care, pentru că nu avea, ok, și iarăși, cine se opune economiei planificate? Păi capitalismul se opune pe economie. Ok, să uită în jur, capitalismul e un termen otrăvit. Ce bun, atunci hai să reframuim și discuția competiție. Asta. Competiția. Versus da? Planificare. Competiție versus planificare. Care planificarea nu e, ce e. Și după aia încearcă să se salveze, cum încearcă să salveze statul din discuția asta, din reframing-ul ăsta, și spune, sunt anumite locuri în care trebuie să concedem că competiția nu livrează. Răspuns neaustriac, dar... Da, copy-paste cu prea mare ușurință. Uite, și la aia cu drumurile. Deci el își pune prea, pe cum face ăla? Că nu poți să-i taxeze pe aia. Un răspuns e că poate să-i taxeze, exact. Știi? Sau alt răspuns poate fi, uite, ăla care l-a dat Gabi cu molul, știi? Deci e suficient, nu trebuie să ia bani de la toți care intră pe acolo. E suficient că ia de la magazine chirii și merge molul, știi? Deci. Da. Uite, încă una care... Pentru... a împiedica folosirea unor substanțe otrăvitoare sau pentru a limita intervalul de muncă sau pentru anumite condiții de sanitare ce trebuie să fie îndeplinite în anumite spații. Socialismul bun. Toate acestea sunt compatibile cu păstrarea competiției. Nu, poate doar aia cu otrăvirea, dacă vremea, ai imunitare iminentă. Nu, deci eu aș spune așa. Restul sigur nu. Deci fii atent. Nu. Deci, aia cu otrava, da? Drogurile se referă aici. E teoretic fraudă? Nu se referă la droguri. Se referă la alterarea substanțelor din mâncare sau din băutură sau folosirea unor substanțe. Vinzi mâncare stricată.
Problema cu substanțele otrăvitoare în fabrică, să zic că s-a descoperit mult mai târziu, nu pe vremea lui, s-a descoperit până anii 50, da? Să zicem că vinzi mâncare stricată sau chestii de genul ăsta, da? Păi aia intră la fraudă, aia acoperită de fraudă. Deci poți spui că piața nu-ți produce așa ceva, nu-ți lasă. Și dacă omul ia o travă cu bună știință, cumpără o travă cu bună știință, repet, cu bună știință, care e treaba ta? E fraudă să nu-i dai. Exact. Varza murată este o varză stricată. Nu, ține de aceeași asta. Deci găsesc am văzut partea asta și în discuții, uite, inclusiv la Brev. Deci o chestie care nu face parte din piață și, uite, am mai descoperit încă o externalitate, mai dă ele a Nobel, că... sau aia cu coune rațională, aia, Kahneman și nu știu ce. Uite, are două, deși și A și B-ul sunt la fel, ăla, nu știu, nu le vede ca fiind la fel, știi, e irațional, știi? Ok, hai să zicem că așa e omul, știi, e slab, e nu știu ce, dar de unde deduci tu că face mai bine statul asta decât piață? Că ea tot oameni sunt. Deci dacă e vulnerabilitatea asta în care, știi, că era chestia aia, dacă pui... frămuiești problema în termen de salvat vieți și de pierdut și de... Stai puțin cum era. Ideea e că avea versiunea față de risc omul, știi? Dacă îi ziceai alege, era mor sigur 100, prefera să nu, știi? Înțelegi? Deși matematică erau la fel, știi, situația. Dar dacă îi ziceai, uite, dacă alegi chestia asta în ambuscată, mor sigur 100. Și nu, prefera să nu moară, știi? Deci alegea, era bias ăsta, da, e ceva de genul următor. Exemplu, e ceva de genul următor. Ai două alegeri, ai 5.000 de oameni. Dacă ai alegerea asta, salvezi 4.900. Dacă ai alegerea asta, o să moară 100. Da, asta e. Și omul nu realizaște. Ok, de unde te deduci din asta că birocratul o alege pe aia mai? Sau, nu știu. Adică e o vulnerabilitate a naturii umane. Asta... chiar dacă am anumit asta, și acolo e de speculat. Poate că un dăsta psihic, știi? Și nu sunt la fel alegeri, știi? Faptul că ea mor, nu știu, creează o dăsta de... Da, mă rog. Mie, din toate astea, limitarea orelor de lucru, 8 ore pe zi, să zicem, sau 40 de ore pe săptămână. 10 ore pe zi era la vremea respectivă, da, așa? Așa. Ar fi ok prin păstrarea unei competiție între actanții privați. Păi, bineînțeles. Ideea pe care o ai și care se întrevede oarecum din asta este că majoritatea, și inclusiv pe mainstream, nu văd competiție decât pe preț. Inclusiv în discuția asta mai încolo, când vorbește despre competiție, zice, domne, sunt anumite zone în care prin competiție nu se ajunge sau nu se generează destul astfel încât să apară serviciu. Asta înseamnă că discutăm de competiție doar pe preț, pentru că altfel serviciul respectiv poate să existe și competiție în servicii. Să ai un alt serviciu echivalent sau care îți rezolvă doar jumate din parte, adică funcționează pe toate dimensiunile. Se poate nu vrea lumea, asta a fost greu de înțeles și a lor noștri subiectiviști. Poate nu vrea lumea podul ăla. Da. Și în mod sigur nu vrea, că altfel nu... Cum să nu vrea lumea podul? Că uite, am făcut podul și l-am folosit. Păi da, dar n-a costat pentru ei sau n-au... Nu că n-a costat. Ideea este odată ce sunt sunk în costs, normal că îl folosesc. Adică mi-ai luat banii cu japca, mi-ai luat timpul, mi-ai creat disconfortul și acum ce vrei? Din principiu să-mi creez costuri adiționale. Asta e un răspuns și la aia, discutam noi la Hummer, că știi că pentru etatiști faptul că acceptai beneficiile era o probă de preferință demonstrată, că uite, ai vreo podul, că îl folosești. Și Wood zice, nu, e scos părleala, dacă tu mi-a luat banii, bani să mă aleg cu ceva, știți. Da. Da. E exact același argument pe care l-ai când se supără unii că, domne, sunt libertarieni. Cum ești libertarian dacă iei bani de la... Cum ești libertarian dacă iei bani de la stat? Păi e atitudine. Păi vrei să spun câți bani mi-a luat statul numai anul trecut? Nu. Nu, sau asta are sens dacă iei prea mult, știi, dacă ești din zona de echilibru, da, al furăciunii. Repet, e foarte greu să ieși tu într-o singură viață sugând bani de la stat din zona de echilibru dacă te uiți și la datoria familială.
Adică ar trebui să fie o dinastie de asta care să lucreze din tată în fiu până când să vor câteva generații bune. Da, a fost scoată. Pe unde mai ești, Gabi? Pe ce mai era pe acolo? Da, m-am uitat. Dar aici. Eu nu am înțeles ce ai zis tu. Cum adică ai zis că ești de acord cu limitarea orelor de muncă? Sau ce? Nu, am zis că... Asta le duce competiția sau ce? Spunea el că limitarea orelor de lucru, da, 40 de ore pe săptămână, nu este o măsură pe care statul să o impună și să distorsioneze competiția din piață. Eu zic că este o măsură pe care statul, dacă o ia, distorsionează competiția. Este. Bine, cred că se gândește și la a aduce un argument de intensitatea intervenției. La fel se gândește și la asistența socială. Dacă e, nu e așa de mare, deși e cam extinsă. Erau și gândește că discutam de cu totul alte limite de asistență socială la vremea lui. Adică... A, ce erau limitele? Da. De exemplu, el continuă aici și spune că cadrul acesta pe care statul ar trebui să-l facă pentru ca piața liberă să funcționeze cum trebuie, pe lângă lucrurile esențiale, cele mai esențiale, și anume prevenirea fraudei și a înșelăciunii. Și aici spune în paranteză exploatarea ignoranței. Da. Una e alta, e alta. Aici deci, nu e haichean, ca să zic așa. El toată viața a dat-o cu asta, cu... A vorbit despre cunoașterea dispersată, cum ăsta speculează, știi, se mută de colo-colo. O să pare că aici devine rău. Da, aici era tânăr încă. Un etatist... Poate că... Da, prins pe unul care vinde covrigi și... No. Poate că gândește, cred că se gândește la, atunci când spune de exploatarea ignoranței, nu se gândește la asta, se gândește la faptul că vinzi unuia care nu e capabil să consimtă. Nu. Ignoranța în sensul ăla de prost, prea prost să înțeleagă. Da, dar tot calificatariantul nu e o problemă, că trece prin voința lui, știi? Să zicem, tu îi dai un... Trece, rom mai prost, trece cu dacă el și-a dat acceptul. Gândește dacă el nu e capabil să-ți dea consimțământ. Știi? Nu trăim într-o lume care să cuantifice încă exact care e momentul când ești cineva e capabil să-ți dea consimțământ. Da, ăla ar fi un schimb nevalid, nu cred. Gândește că, na, uite, vezi un prostovan pe stradă, care clar trebuie să fie însoțit, dar nu e, că nu e, și tu îi dai o acadea ca să-ți dea ceasul de aur. Nu cred că se gândește la asta clinice, cred că se gândește la chestii mult mai... Ăla se pricepe la mașini, tu nu te pricepi la fel de bine. E bună mașina asta? Cum să nu? Eu, știi? Și eu mă gândesc că dacă a existat acceptul tău, deci a trecut, și tu fii adult, înțelegi, știi? Cum să spun, avantajul interpretării mele e că Hayek rămâne consecvent cu una dintre cele mai importante lucruri pe care le-a predicat toată viața. Nu cred că e. Păi oamenii se mai... Drodacea nu asuma că oamenii sunt coerenți sau... E, și asta e adevărat, da. Mai degrabă e pe trendul ăsta mainstream cu asimetrie informațională și nu știu ce, știi? Mai degrabă erau ideile alea incipiente atunci, prin 40. Acum, nu știu, a luat Stigli sau nu știu ce ne-a luat. Ce apar acu, uite cum te țepuiește, ăla nu-ți dă... E bună furculița aia? Da, e cea mai bună. Să-l întrebăm pe Gabi Mursa când îl vedem cum interpretează ignoranța aici. Cam ca mine. Dar gândește că... Hai să zice că nu chestii de astea foarte disparate. Majoritatea populației a fumat, da? În urma frumoaselor reclame pe care, sau frumoșilor actori pe care i-a văzut pe ecran. Și, da, domne, s-a spus că, domne, s-ar putea să ai probleme de sănătate. Așa? Asta n-ar accepta, să știi. Este ignoranță? Nu este ignoranță? N-ar accepta. Nu, deci, hai, îi răspunde. Domne, n-am știut că e chiar în halul ăsta. Chiar o să deci, am cancer la plămâni. Sigur nu, el chiar polemizează cu Galbraith, scrie un articol lung. Galbraith era pe ideea, că apare aia la televizor și tu te duci, pac, imediat știi să cumperi. Și hai zice, nu
e chiar așa, știți, plantează aia preferințe. Nu, tu alegi, nu știu ce. Asta e poziția lui. Deci n-a zice ca asta. Okay. Asta. Cred că a zice ceva de genul ce ziceam eu, că e mai informat vânzător. Sau taximetrist. Stai că te bag pe nu știu unde ești. Când ai zis cât costă. Vedem după ta. După aceea observă că și stânga și dreapta, stânga politică și dreapta politică, da, ajung să se unească și să își dorească o planificare a societății și rezultatul este o societate foarte sindicalizată și corporatistă. Corporatizată, da. Bine, aici zice că, de fapt, problema care o are și o observă este, și unde îmi place de el, e că se uită de jur împrejur și zice, băi, uite ce de monopoluri. De? Și uite, și cumva și statul, și pe stânga și pe dreapta, se preocupă să nu mai fie monopol. Adică ăia de pe dreapta zic competiție liberă, să nu fie monopol, monopolul e rău, competiție liberă, aia de pe stânga zic, bă, nu, monopolul e rău că exploatează consumatorii, deci să nu fie monopol că... Ce dreapta ce zicea? Că nu e bine să fie monopol, că trebuie să fie competiție liberă. Dar asta oricum e în capitolul următor, nu? Nu, tot în ăsta. Aici... Nu, mi-e să dacă acolo e discuția extinsă. O extinde acolo, dar o bagă și aici. Acolo da. Extinde, ah, okay. Am greșit eu, am anticipat. Da, cam despre asta e capitolul următor. Păi, nu știu, ce mai e pe aici? Ce mai e? Nu, dincolo e cu economia modernă, cu fabricarea la scală. Da. Da, așa e. Da. Deci ideea care e aici? Că avem planificare ad hoc, știi, și ad hoc. Uite, da. Și noi avem legi, liberalism, creăm. Asta. Nu, am înțeles ce spune. Da, că de fapt în statele care se apucă să să impună ideile socialiste, cumva ceea ce se creează sunt niște monopoluri de stat. Sunt niște monopoluri impuse de stat. Adică efectul în sine, dacă naționalizăm totul din industria cărnii, de exemplu, în întreprinderea de carne română, păi dintr-o dată ai generat acolo un monopol. Asta e răspunsul lui la... Asta e ce zice. Păi și monopolul ne dorim? Că parcă, uite, și pe stânga și pe dreapta urlați împotriva lui. Cam asta era ideea. Iar remarca aia legată de sindicalistă mi-a adus aminte de o chestie care e foarte puțin cunoscută și foarte puțin discutată apropo de capitalismul lui Hitler. Capitalismul lui Hitler, una dintre reformele lui economice a fost să colectivizeze toate sindicatele într-unul singur. Peste noapte toate sindicatele, deci au naționalizat sindicatele și toate sindicatele, toți muncitorii germani făceau parte din același DAF, Deutsche Arbeiterfront. Răspunsul socialist că asta îți arată tendința către concentrare de care vorbea Marx. A capitalismului. Pe mare nazism e ultimul stadiu. Nu, stai puțin. Că, așa te răspund. Din contră, că asta era și un deziderat al sindicalismului. Pentru că sindicalismul în sine, sindicatele nu aveau destulă putere și trebuiau să fie împreună ca să poată să forțeze mai mult mâna populației. Că dacă te gândești, uite la o țară socialistă cum e Italia. Nu văd chestia asta, nu văd asemănarea. Știi? Deci când zice monopol, să gândește că asta Coca-Cola s-a... ca o plăcintă sau... De ce nu se gândește? Băi, stai, că și statul e monopol. Deci nu se gândește. Păi nu, eu tocmai asta încerc până să... Până la Rod Bartomeniana nu s-a gândit. Deci uite la o țară socialistă precum e Italia. Da? Deci în Italia, dacă e o dispută salarială undeva în nordul Italiei, păi nu merg trenurile în sud. E o chestie de genul ăla. Sau în toată țara. Adică e o înfrățire din asta sindicală care Hitler a rezolvat-o mai simplu. A zis, ia hai, toți în același sindicat. Pșt! Toți sunteți germani. Da, exact. Deci în loc de partidul unic a făcut sindicatul unic. Asta una dintre... Nu, dar mă gândesc că ce zice, că ăștia au căzut cumva la pace cu
economia asta mixtă. Nu știu dacă are în vedere socialdemocrația sau mai degrabă nazismul. Deci că controla chestiile alea intermediare, știi? Fabricile, uzinele. Statul avea acționari în... Nu știu ce are în vedere. De... E posibil. Administrație. Nu, nu avea acționari. Statul avea linie directă. În sensul ăsta, știi? Nu, dar ideea ce are el în vedere? Are în vedere... sens că astăzi statul are acționari în diferite companii, da, care se zice că sunt private. Ce are în vedere? Are în vedere asta apărat și în creștin democrație, asta că o să... Deci nu e o chestie nazistă neapărat. Da, e... E greu de văd. Ce? Ce crezi că are în vedere? Ce? Mixul ăsta social-democrat sau nazism, știi, că... controlul nazist. Asta, economia mixtă de care vorbește. De fapt, nu e economie. Cum îi zice el? Că se formează corpora, nu știu ce. Da. Organizarea posibil... industrie care este ori sindicalistă, ori corporativă. Ideea că merge pentru ambele și pentru mine și pentru... În care competiția este mai mult sau mai puțin suprimată, iar, dar planificarea este lăsată în mâinile monopolurilor independente ale diferitelor industrii. Acesta este inevitabil primul rezultat al unei situații în care oamenii sunt uniți în ostilitatea lor față de competiție, dar nu se pot pune de acord pe nimeni, pe nimic altceva. Adică noi urâm competiția și aș mai zice eu că urât și individualismul. Dar între voi, când vă lăsăm singur, o să vă împușcați hachiorii. Nazism, eu zic că... Da, dar poate fi și social-democrație. Nazismul în sine e doar socialism bazat pe rasă, nu are nimic altceva. Nu ca formal cel puțin, știi? Formal, că nu-s doar fabrica, dar îți da de înțeles că... Sunt, astea sunt defecte, cum să spun... Sunt nerelevante, da. Da, Mises adică zice că oricum unii au fost și înlocuiți, apropo de chestia asta. S-a văzut clar, unii au fost și înlocuiți cu oameni direct din cercul economic, da, din cercul economic interior al partidului. Da. Inevitabilitatea planificării. Asta înseamnă că poate și lui era frică lui Hitler, știi, să mute toate... prea brusc, știi, să nu-și ostilizezi așa de mult, știi? Nu, păi el se uita, mai sta, se mai uita, știi, deci n-a intrat repede. Ia să intre cu bucanci peste aici. Ia mai lăsat, ia mai... Deși înțelegea lumea că nu mai... Deci, era o fabrică de pantofi undeva. În Consiliul de Administrație al acelei fabrici erau doi băieți de la SS. Da. Da. Și băieții ziceau, bă, noi avem nevoie acum de... Nu mai faceți ideea de sport. Okay, avem nevoie de cizme pentru armată. Nu erau de la SS. Pac, nu erau de la SS. SS-ul nu e echivalentul securității de la noi. Erau de la partid. Erau câte un comisar. Dacă aveam... Apropo de asta, dacă aveau... cum le spune, industrii sau întreprinderi cu de securitate națională sau de importanță strategică. Așa și le zimele găsești. Aveau în corpul de administrație câte un comisar de la Gestapo, Gestapo polițai. De ce? Era mai tare partidul decât? Ce? Decât SS-ul? Decât cine? Da, eterna întrebare. Partidul, cine era mai tare partidul sau securitate? Partidul. Încă o dată, în sensul nu era neapărat securitatea. Da, partidul. Partidul, da. Partidul. Ca și în comunism. Românesc, mă rog. Partidul, da. Ca dovadă, când partidul a vrut să plece dictatorul, a plecat. Indiferent dacă securitatea a fost de acord sau nu. Inevitabilitatea planificării. Următorul capitol, capitolul 4 din cartea lui, începe cu un citat din Benito Mussolini, un mare socialist și un mare civilizator al acelor vremuri. Spune așa, noi am fost primii italieni, adică, care să spună că cu cât
civilizația își asumă forme din ce în ce mai complicate? Nu neapărat să spun aici, assert nu e tradus, nu merge tradus și în sensul să arătăm. Arătăm. Da, că am pus în practică acest lucru. Prin fapt, da. Deci cu cât avem un grad mai mare de civilizație și forme complicate ale organizării sociale, cu atât trebuie să restricționăm libertatea individului. Benito Mussolini, mare om de stat. Dintr-un raport al Marelui Consiliu Fascist din 1929. Ideea asta tot așa e foarte populară, că, domne, deci ce zice Hayek aici? Cum gândeau socialiștii? Devenim lumea una era să avem un sat, aveam un plug, niște chestii simple, mergea capitalism, hai să-l concedem. Dar ce ne facem acum? Păi normal că în China comunistă e comunistă, că ai 1 miliard de oameni, cum îi organizezi pe acolo? Deci e nevoie de socialism, ăsta e argumentul. Da. Deci cu cât societatea devine mai complexă, nu mai merge să cu capitalism, cu libertate. Pentru că, deci aici vine e gândirea asta, cum să spun, gândirea intuitivă greșită. Adică dacă ați auzit vreodată termenul de contraintuitiv, da? Contraintuitiv ce înseamnă? Înseamnă că tu te uiți, îți pare că soluția e corectă, da? Dar de fapt e greșită. Exemplu cel mai la îndemână în ideea asta e așa. Care este cel mai scurt drum între două puncte de pe hartă? Între două puncte, nu, scuză-mă, între două puncte de pe planetă. Care este cel mai scurt drum? Și soluția intuitivă este, te uiți pe hartă, tragi o linie între ele, deci în linie dreaptă, ăsta este cel mai scurt drum. Nu. Nu e ăla. E de fapt o curbă, cel mai scurt drum. Acum am pierdut pe toți care se uitau la emisiune și cred că pământul e plat. Îmi pare rău. Ne vedem data viitoare, dacă mai vreți să veniți. Dar da? Ce e intuitivă asta? Că pentru că te uiți, și... pentru nu, că te uiți, nu, 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 pentru că e o diferență între reprezentarea pe care... Și aici iarăși avem discuția asta, am mai avut-o o dată, cred, cel puțin, în care am spus așa. Cred că peste 99% sau 98, ceva la sută dintre oameni sunt incapabili să-și reprezinte în cap mai mult de 3 dimensiuni și peste 75-80% sunt incapabili să-și reprezinte în cap mai mult de 2 dimensiuni. De ce? Păi tu la tablă, la matematică, când îți făcea, vedeai tot în 2 dimensiuni. Absolut toate reprezentările pe care le-ai văzut în viața asta, dacă n-ai văzut modele 3D, în viața efectivă, modele 3D, dar se zice că absolut toate reprezentările pe care le-ai văzut pe hârtie, ca să fim siguri, au fost în 2 dimensiuni. Zice că vezi filme în 3D? Am spus, cu excepția celor pe care le-ai văzut în 3D. Și alea, filmele în 3D, sunt tot în 2 dimensiuni. E doar o iluzie optică care te face să le vezi tu în 3 dimensiuni, dar ele în sine sunt în 2 dimensiuni. Dacă dai ochelarii aia jos, vezi că sunt în 2 dimensiuni, încă n-avem holograme. Doar hologramele ar putea să fie în 3 dimensiuni, efectiv, să vezi reprezentarea în sine. Și asta, okay, drept, ce plauzibil drept consecință, este ce că lumea plauzibil. Nu poate să țină mai multe variabile în cap. Asta e una dintre consecințe. Da? Și tu când te uiți, zici, păi am 2 puncte pe hartă, da? De la... București la Paris. De la București la Paris, perfect, mulțumesc. Mă gândeam că trebuia să fie ceva destul de departe ca să apară curbura, da? La București la Paris am 2 puncte pe hartă, uite, trag o linie între ele, asta e distanța, da? Nu te gândești, stai puțin că de fapt eu trebuie să fac și curbura pământului să apară, da. Și din cauza faptului că pe lângă curbura pământului s-au descoperit o grămadă de lucruri în anii 20-30. Da? Lumea era depășită. Era depășită. Da. Reglementează voie curbura pământului. O să aibă probleme. Apropo de asta, de anii 20-30, uite, culmea, acum stau să mă gândesc,
e fix a, sunt fix urmele aceleiași discuții, știi, când auzi, domne, avem, facem un AI care e destul de puternic încât poate să planifice economia. E fix aceeași discuție. De ce? Păi s-a schimbat atât de mult lumea în ultimii 20 de ani, da, cu 20 de ani de-abia făceai ca să intri pe netul. Da, acum, păi, l-ai pe, ia uite, uite internetul aici, uite internetul, uite la acolo, la voi, da, că vă uitați la noi. Știi ce erau chestii de-astea cu 20 de ani? Nu erau, e cu totul altfel, e mult mai complicată lumea. Săracii oameni nu sunt, sunt depășiți de situație, trebuie să-i ajutăm cu ceva. Hai să organizăm, las-te la mâna AI-ului guvernamental pe care îl băgăm în cloud-ul guvernamental să meargă tot bine, să nu fie rău. La Mars, forța Hagi! La Mars ai și asta deterministă, deci nu e o întâmplare în socialism asta. Și poate și pentru el era, nu știu, ce descoperi făcea aia prin secolul XIX, la sfârșit, că era, bă, chiar se mișcă lucrurile, știi? Deci, păi, la începutul secolului 20 apărea avionul, era Zeppelinul. Dar da, cumva ele te trag. Deci care e competiția din capitol de aici? Sau cu austrieci în general? Deci ea cred într-un fel de determinism marxist, te împinge roaba să aderi la anumite ideologii. Și Hayek zice, nu, contează ideile. Știi, faptul că ea, uite, când discută monopol. Deci pentru Marx, monopolul era un efect al capitalismului. Știi, ăsta era drumul. Știi, da? A? Pentru Hayek, nu. Era, avea niște grupuri de interese, popularitatea ideilor socialiste. Știi, asta au dus la... Deci când explică, da, monopol, asta era... La socialiștii, atunci când vorba aia, începeau să apuce puternic frâiele statelor, dom'le, noi nu vrem să planificăm central, dar pur și simplu, e inevitabil... Nu vrei și tu că e nevoie? E nevoie. Că... Deci, era mânat. Da. Deci, nu se mai descurcă, oameni, umblă ca bezmeticii pe... Ăla inventează submarine, nu știu ce, apar tot felul de mașinării. Cum să știe omul? Până ieri, dacă vrea să se ducă în orașul așa, își lua un cal. Acum trebuie să se gândească, domne, vreau mașină, vreau autobuz. Căruță, vreau autobuz, poate merg cu avionul, păcat ghinionul lui că nu se inventaseră încă catapultele, transportul cu catapulta, da? Dar poate merg cu submarinul, că uite, e un râuleț care merge între orașele noastre, da? Experții de atunci încercau să, să fie folosiți. Bine, așa evită, când ne aduce argumente de-astea economice, așa, na, tehnologia asta e un fel de lampa lui Aladdin, când dispare problema realității. Bine, tot o să ai conflicte, Europa și Neston, nu vreau, nu știu ce copii, da. Știi, deci... Da, asta cam rezolvă mâncarea, băutura și toate astea... Până când apare planificarea socialistă și după aia mâncarea devine din nou o problemă. Păi nu, că nu. Ideea e că îți produce orice tehnologia asta, până când, Star Trek. Până când vine planificarea socialistă. Îți garantez că dacă Star Trek ar fi fost 100% la o economie planificată, n-avea oia curent să le meargă invertoarele sau alea, sintetizatoarele de hrană. Nu, replicatoare, încă nu le ai, încă ai nevoie să... Provocarea și mai mare e dacă poți să abolești realitatea, nici asta nu prea poți, știi, că ai un corp, ai un... Tu ești... Chiar rău. Dacă mă am 10 corpuri, da, da, eu sunt Costel, un suflet, sunt sufletul era. Da. Competiție, există un mit în acele vremuri și anume competiția este pur și simplu eliminată de... progresele tehnologice. Da, și Hayek spune, dom'le, asta este un mit, nu este bazat pe nimic, pur și simplu cineva l-a spus o dată și a fost repetat până când toată lumea îl credea și nici nu mai discuta. Și de fapt toată această, să zicem, graba politicienilor de a planifica central se baza pe niște prostioare repetate. Și... Da, nu dau seama dacă ei erau tehno-optimiști sau tehno-pesimiști. Că am impresia că ar putea fi ambele în capitalist, ducea într-o fondătură tehnologia, doar te ducea la contradicție. Doar erau pe poziția care le servea ca să le crească puterea. Nu, hai să zicem că erau... Și de, de bună credință? Da, să zici că uite, în capitalism tehnologia te băga în gard, că se creau contradicții și monopolul și nu știu. Când treceai dincolo... În epoca de aur, tehnologia doar îți
Venea cu tava acum. Tot ce trebuie. Și marmota? Nu știu, Zile, de ce nu... De ce îl spune cea doamne? Vine Ford în Europa și poate inventează... Poate fi că o ține pe loc. Că, scuze. O ține pe loc capitalismul și tehnologia. Nu-și... Are și urma asta, are și urma asta. Din ce când trecem în epoca de aur, explodează, știi? Nu, are și urma asta de argument, ajungem la ea, da, să zică Gabi de Ford. Da. Socialiștii care își imaginau că devine un capitalist care prin o invenție, zicem, inventează automobilul, va face o fabrică așa de mare, va vinde așa de multe mașini, își va reinvesti profitul și va face o fabrică și mai mare și își va rămâne singur pe lumea asta, va elimina competiția celorlalți producători de mașini mici și pur și simplu va rămâne singur pe lumea asta care va produce mașini. Nu își imaginau că unde mai sunt și alții care își pot crea fabrici de-astea la scară, care să producă o mașină. Da, la scară, nu la scală. La scală, da. Le eliminau, știi? Da. Bine, cred că hai că duce un argument factual aici, că uite, nu știu, birocrația, scot un șerapor și nu ai tendințele astea. Da. Bine, m-aș putea să spună că nu le ai, că de ce? Că... I-aș spune, unul dintre concurenții lui Ford, după vremea aia, erau Bugatti. Nu știu dacă ați auzit de marca asta de mașini astăzi. A, i-au făcut până la urmă sau ce? Există. Și azi. Asta da, da, da. Nu, e mai tare și ca Ford, nu? Da. Dacă ai avea de ales, ți se dă la cheie un Ford sau un Bugatti, pe care le e? Că și mă refer la faptul că erau concurenți în mod direct și Bugatti nu erau asistați de stat. Că așa, na, putem să dar mai scoatem. Cum răspunde un socialist? Putem să mai scoatem Renault sau Citroen sau Fiat, dar astea erau toate de stat. Volkswagen care apare în anii 30 în Germania, dar păi și asta era de stat. Răspuns. Da, asta poate fi un răspuns. Uite, statul a ținut niște fabrici, a avut grijă și de-aia n-am monopolat nenorocit. A răspunsul care mai putea fi? Că, da, a intervenit statul, nu? Să ia pe amici. Nu, aș spune răspunsul. Și i-a făcut mari. Sau nu... Răspunsul pentru care avem Volkswagen și astăzi nu este că că a fost fondat de statul german. Este că a fost privatizat după război. Imediat. A, că era aproape. Da. Păi. Nu. Bine că n-avem încă legislația. Ba, cam începe să apară, nu? Ce? Legislația antimonopol. Începe să apară? Nu că începe, era deja, era în trombă înainte, a precedat războiul. Așa ar putea răspunde la raportul ăsta. Alo, hai. Și ce mai zice? Mai are ceva argumente economice sau doar? Că nu vedem tendința asta factual, că... Una dintre... Nu numai, că spune, deci, asta ce zice raportul ăsta, este că eficiența superioară a stabilimentelor mari nu a fost demonstrată și nu este nici astăzi demonstrată. Da? Unul dintre avantajele cu care ar trebui să-și elimine competiția nu se manifestă în nenumărate câmpuri și... că economia, că mărimea, deci apare și în incipientă ideea asta despre care noi vorbim mult mai târziu, a diseconomiilor de scală, a antieconomiilor de scală, a faptului de o companie pe cât crește la un moment dat, că există o mărime optimă a companiei, dar pe care nu o poți ști dinainte, dar care poate fi mult sub monopol. Și cel mai bun exemplu pe tema asta, dacă avem discuții așa, e următorul exemplu. Știți că avem Amazon în România? Există. Firma Amazon are sediu în România, are așa. De ce nu livrează Amazon în România? De ce nu există Amazon.ro?
De ce comandați pe eMAG? Sau după alte aplicații? Tine, nu era înțeles ce facem. Pentru ei. Din, există un motiv economic pentru care ei nu sunt aici. A, să mai tare eMAG decât... Da? A, chiar și eu mi-am pus întrebarea asta. De ce nu are competitori? N-au competitori Altex și eMAG. De ce n-au creat afară? De ce nu i-au luat? Sau nu, care... de ce n-au competitori mai, nu știu, mai... Pe mașini de spălat sau de ăștia de afară. Am auzut de ce nu e Amazon România. Asta întreabă. Sau da. Sau, a, că nu e, sunt mai bune și de local, nu? Da. Nu, de fapt, răspunsul este că nu... Să nu-i lăsă. Nu e interesat. Nu ar fi interesat Amazon în cifra de afaceri din România. A, e prea puțin. Profitul, marja e prea mică ca să justifice investiția. Da. Păi de aici... Păi dar oricum poți cumpăra, dar care e la diferență? Oricum poți cumpăra de pe Amazon, nu? Poți cumpăra de pe Amazon, da. Care e avantajul? Îți vine din Germania, îți vine din... Îți vine din Germania, îți vine sau din drumul taberii. Da. De, nu din drumul taberii. Ai văzut depozitul eMAG în drumul spre Pitești, da? Centrul logistic. Da. Și mai sunt și altele. Mai e și Same Day, alt centru logistic. Acesta e răspuns că sunt prea tari ca să se complice sau... Poate fi, mă. Nu e rentabil. Răspunsul e nu e rentabil. Trebuie să cumpere ca să intre pe piață. Și la fel nu e rentabil să își crească afacerea de la zero. Observă, Hayek, aici că monopolurile au apărut în țările recent dezvoltate în mod capitalistic, și anume mai ales Germania, nu în țările în care capitalismul era mai vechi, și anume Marea Britanie. Și acest lucru infirmă teoria cum că capitalismul duce la, cu cât trecerea timpului, duce la formarea de monopoluri pe anumite industrie. Da. Uite aici, eu am încercat un jab ciudat la ce spunea el aici, zice că nu numai, nu e vorba numai de asta, e vorba și de, cum îi spune, de premiza aia că se complică societatea și de asta ai nevoie de planificare și socialism, că se complică societatea. Și Hayek zice că se complică progres tehnologic și nu știu ce. Și Hayek zice, băi, păi cum, cum se întâmplă că s-a complicat societatea mai întâi în Marea Britanie și în America și în Anglia începe să se complice 40-50 de ani mai târziu, așa de în urmă sunt, adică așa de înapoiat sunt, dacă e inevitabil, că argumentul aici e împotriva inevitabilității și una dintre... argumente, unul dintre argumente contra inevitabilității era exact ăsta, că sunt e cerut de progres tehnologic. Și zice, păi hai să ne uităm pe foaie. Uite, ăștia la data asta. Zic, ok, bun, dar în Anglia cum am mai rezistat de aia 50 de ani? Aceeași discuție o ai și cu comunismul. Dom'le, de ce comunismul nu ți apare în... Deci dacă iei de la Marx citire, comunismul trebuie să apară în Anglia, știi, ca și această planificare nenorocită, da. Că e tot un drag până la urmă. Ori el apare în Rusia, apare în China, apare în România, deci în țări care nu erau. Apare și în Germania înainte de Rusia, dar nu... nu apare în Anglia, normal, trebuie să apară în cele mai capitaliste, știi? Da, care? Da, da. Anglia, America sau nu știu. O chestie, eu văzând asocierea asta, știi, între Germania și Statele Unite, mă ducea cu gândul că e de fapt tot vina protestanților. Și după aia ar putea să-mi răspundă cineva, păi stai că și în Anglia tot protestanți sunt. Da, dar acolo nu s-au separat, ei sunt de fapt catolici, doar că... regele primează ca șef al bisericii față de papă. Asta e singura diferență. Catolic și englez. Exact. Nu au apucăturile astea ale protestantismului care vor să creeze raiul pe pământ aici și acum. Apropo și de citatul de la începutul unuia dintre capitole din episodul trecut. Da, în general, da.
Cine vrea să creeze, sau nu, care era? Statul... Problema cu statul este că toți oamenii au vrut să facă din el, să-l folosească, să aducă raiul pe pământ și au făcut iad. Cine vrea să, da. Un citat interesant aici despre impresia în toată lumea. Și o foloseau mulți gazetari în eseurile lor, în articolele lor, despre Germania. Ce părere aveau oamenii despre Germania? Germania, acolo unde toate forțele sociale și politice ale civilizației moderne au atins cea mai avansată formă. A, șoselele nețești. Și ăsta este un citat, apropo de asta, din 1932. Da. Deci, în Germania, ca să înțelegem, cum să spun, să înțelegem cât de rupt de realitate putea să fie individul ăsta, da? Care da, cine spune, asta? Un neamț, da, Reinhold Niebuhr. Din Moral Man moral and Immoral Society. Omul moral și societatea imorală. Imoral. Carte ieșită în 1932, da? Deci, la New York. Păi de asta zic că trebuia să te uiți de la distanță la Germania. Că dacă erai prea aproape, germanii erau atât de disperați încât l-au ales pe Hitler. Anul următor l-au ales pe Hitler. Deci așa de bine era, așa de bine mergea Germania. Totdeauna se uita acolo la germani din toate colțurile. Ideile politice, ideile... Orice, în chimie, în fizică, în da, orice. Da, fizică și asta, da, da, uite. A, uite, și hai că aduce argumentul ăsta, că da, poate să nu fie o chestie de planificare, cât de maestrie tehnologică și la acelor șosele. Apoi mai aduce un argument libertarian când zice el, păi da, dar șoselele alea prea era lume pe ele, știi? Deci nu prea, da, și asta e, nu prea au circulate. Sunt construite, deci... La un moment dat aduce într-adevăr în discuție faimosul autobahn sistem construit de Hitler între 33 și 36, care relansează, zice, se economia. Zice că toți sunt impresionați de aceste șosele pe care nu e limită de viteză până astăzi, apropo, mă zic. Și erau vremuri în care mașinile nu erau ca astăzi de stabile. Nu știu cum naiba le-a scăpat nemților chestia asta. Deci nu știu, e cumva o minune. Așa, mă rog, revenind la acele autobanuri, că sunt cam construite pentru mult mai puține mașini decât are Anglia. Adică pe un drum de țară din Anglia, asta e ce zice Hayek, merg mai multe mașini decât merg pe autobanurile din Germania. Asta unul. Și al doilea comentariu malițios este că din cauza asta nici nu le mai întrețin. Nu-și mai bat capul cu întreținerea lor. Au tăiat costurile de mentenanță. De bine ce le merge economia. Și de bună ce e investiția. În Marea Britanie, apariția acestei tendințe a elitelor politice de a organiza industria pe monopoluri a apărut în ciuda opiniei publice, cum că monopolul ar fi ceva bun și competiția rea. Opinia publică era în favoarea competiției, însă ideile care dominau, să zicem, cercurile ce puteau lua de cercurile politice erau ideile de pe continent, din Germania mai ales. Și din cauza asta exact tensiunea asta între... Și aici revin și zic și ce n-am apucat să termin când începusem cu soluția contraintuitivă. În mintea oricărui om, orice problemă are o soluție. Să pescuiește prea mult din lacul ăsta, da? Interzicem pescuitul. Am interzis pescuitul în lac, o să avem surpriza să descoperim că lacul în sine devine groapă de gunoi.
dacă nu mai e interesul pentru să fie consumat, de exemplu, în scopuri recreaționale, descoperim că sunt alte scopuri, pentru pământul în sine are nenumărate alte alte întrebuințări. Da. De asta nu e, deși te gândești, băi, vrem să facem ceva, vrem să fie bine, să nu fie rău. Da? Păi hai să facem să fie bine. Hai să facem, nu știu. Avem o problemă? Punem mâna și o rezolvăm. Care e problema în economie? Nu se mișcă toți, nu cooperează deci e problema coordonării. Păi nimic, îi coordonăm noi, le dăm o direcție și le spunem mărșăluiți încolo. Și mergeți. Găini, dacă interziși mâncatul de găini, și... ce se va scădea număr de găini sau va crește? Da, exact. Deci se va duce în cap. Asta cu... da. Și aici iarăși un lucru care... Deci îți ajunge la două secunde, ajunge da. Consecința... este atât de perversă încât politica, ca urmare a politicii și asta, România trebuie să o simtă că avem și noi, ca urmare a politicii avortului, interzicerii avortului, decretul care a avut tot felul de consecințe neintenționate, ca urmare a One Child Policy, da? În China, domne, chinezii se preocupau, ei socialiști fiind, da, comuniști ăștia de bună credință, se preocupau de fapt de sănătatea planetei. Ei făceau population control before population control was cool. Da? Și au zis One Child Policy. Ce s-a întâmplat la One Child Policy? Credeți că s-a regulat lumea mai puțin și ieșeau mai puțin copii? Nu! Dacă primul copil era fată, îl năștea și îl omora. Că și de unde știm asta? Păi avem o disparitate care se vede în piramida demografică a Chinei, a disparitatea numărului de bărbați, care începe cu anul în care se introduce One Child Policy și se termină cu anul în care s-a renunțat la ea. Da, e greu cu asta neintenționată. Problema este asta, că am mai spus-o de mai multe ori. Economia în sine e o chestie care are multe variabile. Are atâtea variabile încât n-avem noi. Cel mai bun și mai abil jonglor din lume nu poate să jongleze cu atâtea mingi cât are economia variabilă. Da? Dacă tu zici, nu, eu trasez o linie de la A la B și asta e, o să ai... Uite așa, o să iasă din linia aia consecințele neintenționate. Da, dar Hayek zice că el vrea să iasă chestia lui. Deci chiar zice explicit asta în capitolul ăsta. El ține la aia lui. Socialist. E mulțumit, da. Da, da, da. Dacă da. A ieșit chestia aia. Da. Cadavre. Cadavre. Nu credeau destul în nu, electrificare, țelul, învățământ de masă. Păi, cadavre, iarăși. Da? Avem la Sighet în România. Ați zis cu câteva episoade în urmă. Însă, părerea lui Hayek este că problemele care apar în civilizația noastră modernă, industrială, este că vor apărea din ce în ce mai multe complexitatea va deveni din ce în ce mai mare, astfel încât în niciun caz, nu prin planificare centrală, vom rezolva această problemă, ci doar prin competiție. Deci, inclusiv complexitatea asta se poate rezolva doar prin lăsarea liberă a actanților privați. Apărarea mea leftismului contemporan era că, apropo de individualism și colectivism, se numea capitolul anterior, capitolul 3. Opărarea mea leftismului, marxism analitic și tot ce vrei din anii, era că ăștia sunt individualiști, în sensul că nu crede sângistul contemporan că există națiune, de exemplu, că există rasă cumva separată, decuplată de indivizi. Și răspunsul e da, deci. Dar aș introduce distinția asta, într-adevăr, e ontologic. Cred că există numai indivizi, știi? Deci nu există popoare, nu știu ce, deconectate. Însă metodologic pleacă de la grupuri. Păi,
metodologic, când spui metode, cum obțin cunoaștere? Vreau să explic un fenomen. Uite, există inegalități salariale între femei și bărbați. Deci el pleacă de la grupul, știi? Nu pleacă de la individ. Deci ideea ar fi că e, deci ontologic e individualist, dar metodologic nu e. Pleacă tot de la... Se bat rase, se bat clase, se bat genuri, se bat nu știu ce. Colectivism. Nu am terminat cam mai nimic. Da, cam... mai... voiam să mai zic ceva, dar nu știu dacă îl găsesc aici. Mi se pare că e ceva ce am... Are el un citat mișto care mi-a plăcut și anume... istoria intelectuală a ultimilor 60 de ani este o dovadă a faptului că viitorul societății este totdeauna deschis. Deci ideile pot schimba orice, oricând și nu neapărat progresul tehnologic. Fenomenul nu neapărat progresul tehnologic duce la planificare centrală, ci ideile care sunt în capul oamenilor, prostiile alea, te duc la toate mizeriile. Bun, deci am zis asta că el de fapt în capitolul ăsta explică, adică atinge și punctul ăsta. Dacă e să ne uităm la monopoluri efectiv sau la tendințe monopolistice, vedem că ele se fac cu ajutorul guvernului, nu, nu se consolidează efectiv pe piață. Care e poziția libertariană, da, austriacă clasică. Da, mai vreau să mai zic ceva. Și la un moment dat pune și el problema asta a jonglerului, numai că spune în felul următor, că dacă avem un planificator central, el cu cât introducem cât mai multe lucruri în aria planificatorului central, da, de care să se ocupe. Pentru că teoretic putem să spunem așa, domne, e mai bine planificat decât competiție. Da, competiția, îi lași pe ăștia de capul lor, soluția non-intuitivă. Îi lași pe ăștia de capul lor, lași oamenii liberi să-și rezolve problemele în modul în care determină ei cel mai bine să-și rezolve problemele sau le spui tu cum trebuie să-și facă lucrurile de la început. Păi atunci are sens să extinzi peste tot chestia asta. De ce să te oprești undeva? Da? Și prin urmare, povara asupra planificatorului central nu poate decât să crească. Adică hai să folosim și logica un pic dacă suntem îndrăgostiți de știință și tehnică. Bun, pe măsură ce crește povara asupra planificatorului, el nu mai poate să vadă corect, nu mai are acces la toate informațiile, nu mai poate să stabilească corect toate lucrurile. E overburdened, e supraîncărcat. Și atunci... care este soluția? Descentralizarea. Dar în clipa în care descentralizezi planificatorii centrali, îți apare altă problemă pe care o simțim și o simțeau și el de altfel și s-a simțit, a zice, și în țările comuniste. Ai problema că planificatorii, care acum sunt mai mulți, lucrează doar pe informațiile care sunt relevante în domeniile lor și coordonarea între ei este mai greu de realizat decât coordonarea în piață. De ce? Pentru că ei trebuie să coordoneze tot mult mai multe informații decât ar trebui să coordonez eu cu Costel. Dacă eu am pere și Costel vrea pere, asta e cam toată informația pe care dar trebuie să o coordonăm. Ai un planificator care planifică planificatorii. Da, așa e. Ai un planificator. Ai un planificator tot computațional, că ai niște AI-uri și alea, ți-a duce. Da, și pentru asta cu AI-urile, dacă e să fiți încă convinși, vă sfătuiesc să căutați pe canalul Institutului Mises. A fost o seară în care Rosolino Candela a ținut o prelegere despre tehnosocialismul ceva să vină, sperăm că nu. Care exact cu problema asta se ocupă, vă explică de ce structural nu se poate cu AI. E un lucru peste care nu se poate trece, peste care niciun AI nu poate trece, oricâtă putere calculațională ar fi nevoie să îl dai.
Da. A, și o altă chestie... Mai multe servere, astea răspunsul. Păi am spus oricâtă. Oricâtă putere îi dai. Deci, ai nevoie... Da, închide. Scuze, Hanni, și când zise. A fost Excel, cred că a fost chestia. Păi îți dai seama, dai seama că au încercat de și de fapt, orice de asta, știi? Cum a fost... A, gata, s-a rezolvat polemica. Îți dai seama că au încercat și cu Excel-ul, dar nu... Și când te gândești că Excel-ul vechi nu te lăsa mai mult de 65.000 de linii. Chinezii foloseau Open Office, știi? Da. Nu, chinezii foloseau Excel-ul, că doar că era piratat. Da. Nu, am impresia că a avut o chestie de asta. Nu, Gabi să folosească Linux în administrație. China. Nu. Nu? Nu. Nu. Cic eu greșteam. Uite, nordicii. Suedia, Finlanda... Ei au avut tendința asta. Aha, mai nu știu cât, nu știu cât de populară mai este, dar se dorea în alea nordice eliberarea Linux, da, eliberarea birocrației europene de monopolul Microsoft și trebuiau date, modele de date deschise, software deschis și așa mai departe. Da. Și problema cu planificatorul planificatorilor este că dacă nu este un dictator omniscient, cuvintele lui Hayek aici, nu faci decât să reproduci problema de mai jos, adică problema dinainte descentralizării, că tot la fel, el nu are, nici el nu e capabil să planifice fără toate informațiile. Nu poți planifice direcția tuturor. El e prezent, dar nu e omniscient. Da. Bun. Acestea fiind spuse, pentru Costel Săvărache, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare și atenție și vă amintim că planificatorul central planifică cadavre.